Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Ediția de astăzi o dedicăm scriitorilor români din comunitățile istorice din jurul României. Avem alături de noi pe doamna profesor universitar dr. Mihaela Albu, scriitor, ziarist, care și-a dedicat o bună parte a vieții, a spune, profesionale, dar și personale, cercetării a ceea ce se întâmplă dincolo de granițele țării, fie că este vorba de români din exil, de mari români din exil, fie că este vorba de români de-ai noștri, dar care printr-un context sau altul istoric au ajuns să nu mai aparțină de România, teritoriile, că din câte se pare sufletul și mintea le-a rămas în România. Vă mulțumesc, doamna profesor, că ne sunteți alături. Eu mulțumesc și nu numai sufletul și mintea, și limba, ceea ce este extrem de important, că ei și-au păstrat limba, au continuat să scrie în limba română, chiar dacă s-au născut pe teritorii sau s-au născut într-o perioadă în care teritoriul respectiv nu mai aparținea României. Deci și-au păstrat identitatea și identitatea se păstrează și prin limbă. Cum spunea Nichita Stănescu, limba română este patria mea. Indiferent unde scrii, unde trăiești, atâta timp cât scrii în limba română și gândești în limba română, ești scriitor român, indiferent unde trăiești. Pentru anumită regiune au trecut deja decenii bune de când nu mai aparțin din punct de vedere administrativ de țara noastră. Cu toate astea, auzim limba română și auzim românii gândind și simțind românește. Exact. Decenii, pentru alții chiar secole, un fel de du-te vino li s-a întâmplat și o să încerc să fac mic istoric al acestor provincii, fără a mă erija în istoric, care să... și nici nu este scopul emisiunii noastre să facem o lecție de istorie, dar pentru a mici informații și pentru a încadra acești scriitori, această parte de cultură românească în timp, ca să spunem așa. Da, ei au continuat să scrie românește, au învățat în casă românește, părinților vorbeau românește, chiar dacă în general sunt bilingvi, trăiesc, sigur că da, sunt, nu, și poate că greșesc spunând în general, toți sunt bilingvi, cel puțin bilingvi, și ca atare aleg totuși să scrie în limba română. Sigur, unii scriu și în limba țării în care trăiesc. Și haide să pornim puțin cu istoria. În primul rând, la ce ne referim? La ce teritorii ne referim? Să o luăm din nordul țării, Bucovina, țara fagilor, cum mai este numită, și mai bine zis, nordul Bucovinei, că o parte din Bucovina este la noi, o parte este în Ucraina, fost teritoriu al Uniunii Sovietice. În răsărit este Republica Moldova, țară de sine stătătoare, toată lumea știe, de multe ori o numim Basarabia și o să spun puțin și de ce o numim așa. Iar în partea de nord-vest avem în Ungaria români și în partea de sud-vest avem în Banat, în Serbia. În Banatul sârbesc avem de asemenea români. Să ajungem în sud, în sudul sud, în Bulgaria, știm că o perioadă de timp Cadrilaterul a fost românesc, știm că avem acolo castelul de la Balcic, știm că Regina Maria a iubit atât de mult Balcicul și nu numai Regina Maria, dar pictorii noștri, pentru că acolo e o lumină și un aer și mulți pictori au mers la Balcic și au pictat și au trăit. Și foarte interesant, un primar român al Balcicului, acum mi-am amintit, pe fiică a numit-o Balcica. Deci și zona aceasta, o perioadă a fost românească, sunt români acolo, din ce în ce însă mai puțini. Bulgaria nu recunoaște minoritățile, așa cum nici Grecia nu recunoaște minoritățile. Și ca atare, ca să o luăm în sens invers, de la mai puțin către mai mult, în Bulgaria știu că este o secție de română la Universitatea din Sofia,
Mai este lectoratul de la Veliko Târnovo, dar acolo cu un profesor român, colega mea de la Universitate, Camelia Zăbavă, care predă limba română, dar nu neapărat românilor, ci bulgarilor care vor să învețe românește, așa cum învață românește chinezi, coreeni, japonezi, americani, etc., etc. Deci aceasta este o altă latură. Noi vorbim acum de români. Iar românii, cum mai sunt numiți și vlahi în Bulgaria, sunt din ce în ce mai asimilați. La Vidin am avut ocazia să cunosc o familie. El, fost student al nostru, chiar al meu, de la universitate, care este doctor, a făcut medicina, este doctor în Vidin și soția lui e româncă și ei au o școală de duminică și se străduiesc să mențină limba română copiilor acestor etnici români. Dar sigur nu putem vorbi de literatură, cum nu putem vorbi de literatură într-o parte a Serbiei, acolo unde nu este recunoscută limba română și etnici români și ca atare nu vorbim de literatură, pentru că pentru literatură ne trebuie școală, ne trebuie cultură, ne trebuie mass media în limba română și cărți în limba română. Și atunci, într-un fel de cerc vicios, într-un fel de bulgăre, în momentul în care copilul învață, să spunem, românește acasă, la o limbă veche, el, dacă nu are școală în limba română, cu limba română literară, nu are radio, nu are televiziune în limba română și așa mai departe, e vorba de Timocul sârbesc și Timocul bulgăresc. Acelea sunt regiuni, enclave, din păcate, încă ținute în, sau pe cale de asimilare. Dar, dacă vorbeam de cei care au posibilitatea să aibă acces la școală românească, la mass media românească, atunci vorbim de Voivodina. Unde știm că există și biserici, și școală românească, și chiar și presă în limba română. Absolut. Și radio în limba română. Pentru că Voivodina și Banatul sârbesc, este o regiune într-un fel multietnică și într-un fel cu o istorie puțin diferită de să spunem pe urmă, Republica Moldova sau partea de nord a Bucovinei. Banatul, fiind sub stăpânire austro-ungară, a fost, după Primul Război Mondial, divizat pe criterii etnice. O parte a luat Ungaria, o parte Serbia, o parte România. Dar Republica Serbia a avut Iugoslavia a avut o viziune, pentru că un teritoriu multietnic, dar în același timp cu o conducere, cu o viziune, zic eu, mai largă, a dat ca limbi oficiale posibilitatea să... Deci, nu ca limbi oficiale, în decret oficial, ca limbile română, maghiară și alte două, trei ale minorităților să fie limbi recunoscute. Și atunci, li s-a permis școală în limba română, li s-a permis universitate în limba română, radio, edituri, presă în limba română. În 1989, în septembrie, am avut privilegiul să fiu selectată, împreună cu un profesor din Timișoara, să mergem la cursuri de vară, timp de o lună, în Iugoslavia. Septembrie 1989, accentuez luna, pentru că știm ce s-a întâmplat foarte curând după, în decembrie. Deci în septembrie noi ne aflam la Belgrad și Novi Sad. La Novi Sad am fost surprinsă să văd scris afară pe frontispiciul universității, la un moment dat, Facultatea de Filologie, în limba română era scris. Pentru că ei au dat inclusiv voie să se folosească alfabetul limbii respective, atâta timp cât în Iugoslavia se folosea alfabetul chirilic. Deci era scris cu litere latine, Facultatea de Filologie.
În Voivodina, deci pe lângă Facultate de Filologie, școli, editură, Editura Libertatea, ziare, reviste. Revista Lubina, care, fondată în 1946, cred, 45 sau 46, până, nu mai contează un an, până în zilele noastre, revista continuă. Și în același timp, nu știu dacă să fac o trecere în revistă istorică și după aceea să ne întoarcem, sau cum ar fi mai bine să ne să epuizăm, să zicem, într-un fel, o zonă. Nu știu cum, cred că e mai bine așa. Cred că, exact, să epuizăm fiecare regiune, astfel încât să fim înțeleși și să nu se creeze confuzie între regiuni. Exact, și eu cred că e mai bine așa. Deși, nu, sigur, verbul a epuiza este impropriu folosit, în niciun caz. Aici facem doar o mică informare și trezim, poate, curiozitatea celor care vor să afle mai mult, să citească mai mult, să caute, pentru că, încă o dată, presa și scriitorii români din Voivodina scriu românește. Ei se declară scriitori români, de etnie română, cetățeni ai Serbiei, continuă să scrie românește, să publice românește, în română și, sigur, și în limba sârbă, pentru că totuși trăiesc în Serbia. Deci ei sunt bilingvi perfect și remarca odată un scriitor român, Ion Pachia Tatomirescu, că foarte interesant, și am observat și eu acest lucru, scriitorii români din Voivodina nu sunt provinciali și nici măcar întorși numai cu fața către România. Ei sunt niște scriitori europeni. Au preluat tot felul de curente europene foarte repede. Au fost deschiși, mai bine zis. Deși Serbia, din câte știu, încă nu este încă în nu familia este, mare dar, europeană. Absolut, dar de mult se întâmplă acest lucru. Și îmi pare rău că nu am adus o revistă care acum nu mai apare, dar cu câțiva ani înainte apărea o revistă format carte intitulată Cum altfel decât Europa, pe care a fondat-o și a fost directorul acestei reviste un regretat scriitor și om de cultură român, Pavel Gătăianțu, care nu mai este printre noi, dar el a scris o poezie postmodernă. El a fondat această revistă de talie europeană, cu un design european, cu o grafică, cu un aspect extraordinar și în care cuprindea vari domenii culturale. O revistă de mare ținută, revista Europa. Din păcate, Pavel Gătăianțu a murit foarte devreme. Ajutorul lui, mână dreaptă, ca să trec la un alt scriitor din Voivodina, este un cadru didactic universitar, în același timp critic literar, Virginia Popovici. Este româncă care predă limba română și care a fost mâna dreaptă a lui Pavel Gădăianțu la această revistă. Și în continuare ea publică și articole și cărți și în continuare este și coredactor la reviste din România, de la Arad, de exemplu. Și pe lângă Virginia Popovici, nu pot să-l uit, pot să uit pe alți scriitori români, cum ar fi Lauzdin Vasile Barbu, care are de asemenea o societate literară, și de asemenea pe Slavko Almăjan, care este foarte des invitat în România, invitat la tot felul de întâlniri cu poeții. Slavko Almăjan scrie de asemenea poezie frumoasă, poezie de valoare în limba română. Nu știu, poate că ar fi interesant dacă la întâmplare aș citi un vers, două, dintr-unul dintre acești poeți. Iată, am aici mai multe Ion Baba. Ion Baba are un volum intitulat Adevăruri bandajate, dar care este un volum bilingv, jumătate în limba sârbă.
s-a deschis pur și simplu o poezie foarte scurtă, intitulată Clipe. În cotidian se fărâmă viața și pas cu pas se cerne tinerețea, semănând cu dimineața, când dispare nepăsare, lasă în urmă raze rouă, în cotidian se fărâmă viața. O reflecție asupra acelui Carpe Diem și dar în același timp și al trăiește-ți clipa, pentru că viața este așa de scurtă și se fărâmă în cotidian. Iată chiar un verb popular, nu știu dacă nu este și regionalism, și s-ar putea să fie, pentru că ei, cei din Banatul Sârbesc, păstrează graiul arhaic cu foarte multe asemănări cu graiul din Oltenia. Așa ca în La liliecii lui Sorescu, întâlnim vorba lor în Banatul Sârbesc și fără legătură cu poezia, dar legat, sau cu scriitorii, dar legat de acest grai frumos păstrat. Mi s-a întâmplat să ajung odată în Banatul Sârbesc și eram împreună cu niște colegi cu mașina. Nu mai știam pe unde să mergem. Am oprit și s-a întâmplat să fie un etnic român și ne-a spus așa: e mai mândru să o luați la dreapta. Deci era mai bine. Era mai mândru să o luăm pe acolo. Iată ce grai frumos păstrează scriitorii de acolo. Și ei sunt, cum să spun... Eu mă gândeam cumva, mă întrebam care este motivația acestor oameni. Că scriu românește? Mm-hmm. Pentru că, până la urmă, piața de carte în limba română nu este una extrem de favorabilă, ca să spunem așa. Care sunt pornirile pentru care totuși scriu în românește și nu scriu în limba țării în care trăiesc, până la urmă, da, sau într-o limbă de circulație internațională, în engleză, în franceză? Da, e foarte bună întrebarea. Și pe lângă un răspuns mai amplu, pot să dau un exemplu, că la un târg de carte de la Belgrad au fost foarte mândri scriitorii români să meargă cu carte în limba română, cu nu știu cât de multe exemplare ediții, în sensul de scriitori români de acolo. Pe de o parte, sunt condițiile din țara respectivă. Atâta timp cât țara permite exprimarea în limba maternă și permite și își face poate un titlu de glorie că este o zonă multietnică, și știu clar că acești scriitori scriu și în limba sârbă, că acești scriitori vorbesc limba sârbă, sigur că da, și sunt cetățeni sârbi, dar în același timp ei își păstrează și identitatea. Ei rămân, și asta este motivația lor personală, ei rămân scriitori români pentru că părinții, moșii și strămoșii lor au fost români și le-au insuflat această conștiință a apartenenței. Dacă mergem în Vârșeț, de exemplu, cu populație majoritară românească, acolo se vorbește peste tot românește, dar și pentru că țara le-a permis, guvernul, regimul le-a permis. Sunt alte zone unde încetul cu încetul se deznaționalizează. Dacă ei la școală au mers în clasa întâi în limba țării respective și nu au mai avut posibilitatea să învețe în continuare limba literară, nu au avut posibilitatea să vină în România, ei au avut în Iugoslavia, au avut și o libertate de mișcare, ei au putut călători, noi nu am putut, dar ei puteau călători, ei puteau călători în Europa, puteau merge la muncă în Germania și în alte țări și aduce acasă valuta și construi acasă casele de fapt dezvolta țara, exact ce se întâmplă la noi acum. Dacă diaspora românească
foarte mulți dintre ei strâng bani și își fac case în România. Așa se întâmpla în Iugoslavia în regimul comunist, deci ei aveau o deschidere și ca atare ei puteau veni și în România, mulți au studiat, au făcut facultate în România sau au făcut un doctorat în România. Unii s-au căsătorit cu românce, românce vreau să spun, cu cetățenie română. Și așa, deci, ei au continuat să-și păstreze identitatea și continuă. Ceea ce e un lucru extraordinar și acest lucru este important și pentru noi, cei din România, că în felul acesta cultura română e mai bogată. Cultura română îi include și pe ei, pentru că atâta timp cât scriu românește, ei sunt scritori români. Da. Doamna profesor, vă propun să mergem către zona Cernăuțiului de data aceasta, pentru că despre Cernăuți parcă mai știm câte ceva, ne amintim câte ceva legată de Mihai Eminescu, de Aron Cum. Da. Ei, dar de ce și cum? Sigur că da. E vorba de Bucovina sau Țara Fagilor. Țara Fagilor, care a aparținut țării de sus a Moldovei, a aparținut Principatului Moldovei, până la 1774, când a fost anexată de Monarhia Habsburgică. Între 1774-1918, deci a fost Monarhia Habsburgică, a fost Austria, acolo era și în continuare a fost mult timp, adică Cernăuțiu a fost numit o Elveție, au fost o zonă multietnică, foarte mulți români, în primul rând, dar și ucrainieni, dar și evrei, dar și germani, austrieci, deci o zonă care păstrează încă această aliură de Viena, de mica Viena. Și un oraș care merită vizitat din punct de vedere al arhitecturii. Absolut, pentru că pe vremea Imperiului s-a dezvoltat foarte mult, acolo este o universitate superbă, Universitatea din Cernăuți, care are o arhitectură foarte frumoasă și... Ne duce cu gândul către universitățile din Anglia. Exact, și... am fost acolo, universitatea, interesant, arhitectul a fost ceh, un ceh tânăr, nu-i rețin numele, dar acest făcea parte din Imperiu. Deci nu e de mirare că el, ceh, a construit, a fost arhitectul cel care a gândit această clădire monumentală, superbă absolut, în care ființează și facultate, mai bine zis, o facultate de filologie cu o secție de limba română. În această secție de limba română, șef de catedră a fost un filolog, folclorist, etnograf român, un mare om de cultură român, Grigore Bostan. Din păcate s-a prăpădit tânăr, dar el a fost recunoscut și de România și a fost membru de onoare al Academiei Române. Misiunea lui o duce mai departe soția sa, Laura Bostan, care în continuare pregătește studenți de origine română, sigur, dar care fac o facultate de limba română pentru ca la rândul lor să fie profesori de limba română în licee și școli de acolo. Din păcate, din ce în ce mai puțin recunoscuți, din ce în ce guvernul Ucrainei le pune piedici și nu vreau să intru în amănunte, dar soarta lor este din ce în ce mai grea din punct de vedere al identității, din punct de vedere al menținerii limbii și culturii românești. Avem un consulat român acolo, avem un institut român, diriguit de cel mai reprezentativ poet român de acolo și zâmbesc cu drag, pentru că mă refer la Vasile Tărâțeanu, care este numai suflet, numai inimă și care
Este membru al Uniunii Scriitorilor de la Iași. Fiul său studiază muzică și cred că a terminat deja la conservatorul din Iași. Pentru ei, sigur, pendularea aceasta între România și Ucraina nu este ceva anormal, ci din contră. Și Vasile Tărâțeanu este el însuși membru de onoare al Academiei Române. Deci el vine la ședințe la Academie, el în continuare participă la evenimente din România foarte mult. Am copiat patru versuri reprezentative pentru din Vasile Tărâțeanu pentru dorul lor de Românie, dorul lor de libertate, de exprimare și de a fi scritori români. În propria țară nu poți să fii profet. Ca român în dulcea Bucovina, fără de speranțe acum, tot mai încet, durerea noastră din adânc suspina. Iată durerea românilor bucovineni, români cărora le-a plecat țara, pentru că Bucovina, să mă întorc la partea de istorie, în 1918 au vrut și a fost normal să iasă de sub tutelă austriacă și să revină la patria mamă, dar în 1940 au fost cuceriți de armata sovietică. Armata română în 1941 a reușit să îi elibereze, dar în 1944, prin pactul Ribbentrop-Molotov, nordul Bucovinei a trecut definitiv la Ucraina. Și atunci, chiar atunci când am fost de mai multe ori, dar odată, un alt profesor român care, din păcate, s-a prăpădit și ne-a dus cu mașina, mai bine zis, prin Bucovina și ne-a arătat la un moment dat ceva înfiorător. Într-o parte ne-a arătat o grădină care a fost tăiată pe jumătate de graniță și o parte România, o parte Ucraina. Și ca atare, împărțirea aceasta prin pactul Ribbentrop-Molotov a fost o împărțire abuzivă și o împărțire care a despărțit nu numai pământ, teritoriu, a despărțit oameni, a despărțit familii. Și atâta timp cât ei, până în 1944, erau în România și vorbeau românește, scriau românește, erau familii de români, normal, s-au trezit că sunt cetățeni ai Uniunii Sovietice și după 90 ai Ucrainei, ei continuă să fie români, absolut normal. Ba chiar citeam că unul dintre viceprimarii de la Cernăuți este român. Da, pentru că sunt foarte mulți români și normal că a fost votat de populația românească. Așa cum, nu știu în ce orășel din Italia, un consilier este român atâta timp cât din diasporă este o grupare masivă în orășelul respectiv și sigur că votanții au fost români. Pe cifre, citeam, Cernăuțiu are undeva la 250.000 de locuitori astăzi, 13.000 dintre aceștia s-au declarat români sau moldoveni. Da, pentru că aici ar trebui să ne întoarcem iară în istorie și să ne aducem aminte de Stalin și de planul său diabolic, pe lângă multe alte planuri pe care le-a avut diabolice, unul a fost de amestec de populație. I-a dus, ca și în Basarabia, i-a dus pe români în Siberia sau, mă rog, în alte locuri, dacă nu în Surghiun, pur și simplu mutați cu serviciul și oferite anumite facilități, dar aceste facilități au fost oferite mai ales rușilor
și ucrainienilor, în cazul de față, ca să vină din alte zone ale Uniunii Sovietice, să vină în zona aceasta. Și atunci, cum se întâmplă și în Republica Moldova, populația predominant românească nu mai este, pentru că au fost aceste mișcări de populație și încetul cu încetul s-a schimbat structura etnică și o parte au venit în România. O parte au încercat să se refugieze, ca și din Basarabia, să se refugieze în România, pentru că lucrurile n-au fost deloc simple pentru ei, așa cum o parte din etnicii germani au plecat în Germania, cum și unii din România, deși situația acum nu este gravă, dar în perioada anilor după 45, când am fost ocupați de frații noștri de răsărit, care ne-au eliberat, pun tot în ghilimele, evident, și etnici germani au încercat să fugă, să plece în țara moșilor și strămoșilor lor, pentru că ei, neavând nicio vină, au fost învinuiți că, fiind etnici germani, au fost fasciști și atunci deportați la mine. Și o carte despre care nu mai știu dacă la acest post am vorbit și pe care am tradus-o, scrisă de un român de etnie germană care a reușit să ajung, care a fost în lagăr, a fost la minele din Donbas, care a reușit să ajungă în Statele Unite și care a scris această carte despre ce li s-a întâmplat lor. El, copil din Brașov, elev de liceu, luat de pe stradă și dus la minele din Donbas, și ca el atât de mulți. Despre situația lor, ca să facem o legătură acum cu Republica Moldova, dar despre situația celor din Ucraina, din Bucovina, mai bine zis, din țara fagilor, a scris un scriitor român de origine armeană, care a avut familia în Bucovina, dar care este cetățean al Republicii Moldova, v-am încurcat de tot, și care este ambasadorul Republicii Moldova acum la Berlin și a fost, eu l-am cunoscut ca ambasador al Republicii Moldova la Paris. Deci, un om care a studiat științe politice, care are cunoștințe serioase pe domeniul acesta al științelor politice, dar care la rândul său are cunoștințe trăite prin familia lui din Bucovina, ajunsă în Basarabia, și care se declară scriitor român și care scrie românește. Este vorba despre Oleg Serebrian. Observați că numele are rezonanță armeană, dar așa ca Varujan Vosganian, de exemplu, care este de origine armeană, este scriitor român și a scris minunata carte demnă de premiu Nobel, care se numește Cartea Șoaptelor. Oleg Serebrian, încă o dată spun, specializat în științe politice, care a studiat Universitatea de Stat Ion Creangă din Chișinău și relații internaționale la NISA, și care apoi a urmat școala de studii de specialitate la Universitatea Edinburgh și la Școala Națională de Administrație din Paris, cu doctorat în științe politice, și care, cum am spus, este ambasador în Germania și a fost înainte în Franța, a scris pentru prima dată o carte literară, un roman intitulat Cântecul Mării. Un roman apărut la editura Cartier, editură în Republica Moldova, o editură de mare prestigiu, și acest roman, urmat apoi, continuare într-un fel, pentru că personajul care dă numele romanului, Voldemar, este un nume nu românesc. De ce? Pentru că în acest roman se întâlnesc familii
din toate etniile care trăiau în Cernăuți. Și sunt anii 40, anii de ocupație rusească, anii în care o parte au reușit români să ajungă în România, o parte au fost trimiși în Siberia, o parte au fost omorâți și cartea reconstituie și cu nostalgie, dar mai ales cu un mare talent literar, această situație, deci scrisă din și publicată în Republica Moldova, dar cu acțiune petrecută la Cernăuți. Ambele acțiuni, de altfel, petrecute la Cernăuți. Iată că Oleg Serebrian nu-și reneagă originea, deci locul de naștere, locul de baștină, dar mai ales nu-și reneagă românitatea, identitatea românească, pentru că recomand cu căldură aceste două romane, au fost, se găsesc la librării în România și au fost lansate și la Târgul de Carte de la București la Gaudeamus. Și iată, ne-ați dat și câteva idei de lectură pentru această vară. Da, absolut, cărți de mare valoare pe care, cum se spune, nu le lași din mână. Romane care îți dau și o informație specială, pentru că noi nu știm prea mult și mai ales, așa cum spunea prietenul meu și care nu precupețe să amintesc mereu, omul de cultură și important om de cultură al Craiovei, Nicolae Marinescu, așa cum spunea atunci când am lansat romanul despre care vorbeam înainte, Donbas, o istorie pe care noi n-am învățat-o la școală, o istorie a anilor 45 sau 40, 45, pe care dacă am învățat-o, am învățat-o deformat sau n-am învățat-o. Ce s-a întâmplat după al doilea război mondial și ce s-a întâmplat cu românii și alte etnii din teritoriile eliberate, încă o dată pun ghilimelele, de către Uniunea Sovietică, n-am învățat la școală. Din păcate. Din păcate. Și sau dacă am învățat, avem foarte puține informații, astfel încât nu putem să punem în context și să înțelegem ceea ce s-a învățat deformat, total, dintr-un unghi, total greșit. Dar iată că prin literatură învățăm poate mai mult decât din cărțile, într-un fel, aride de istorie. Iar am mai spus-o și cred că ar trebui să repet pentru a lua aminte și cei care fac la noi cărțile de istorie și programele mai ales de istorie și în licee, dar și în facultăți. Am un exemplu de la fiica mea care a studiat la Washington School of Foreign Service, școala cea mai importantă de diplomație din lume, aveau cursuri de istorie, evident, dar aceste cursuri de istorie nu erau numai prin predare propriu-zisă, erau și prin literatură și prin film. Și iată, avea la un moment dat Pod peste Drina de Ivo Andrić ca bibliografie. Ori la noi, profesorii de istorie și în programă, nu există în bibliografie film sau roman. Iată că prin romane putem învăța mai mult. De ce știm? Poate știm mai mult despre perioada Moldovei lui Ștefan cel Mare prin Sadoveanu. Pentru că trăim alături de acele personaje, personaje fictive, îmbinate cu personaje istorice. Și istoria mică și din aceste mici istorii, ca într-un mozaic, ca într-un puzzle, din aceste mici istorii se formează istoria mare. Și în felul acesta, pe de-o parte, pătrunde mai mult, nu numai în sufletul, dar și în mintea noastră, pe de altă parte, învățăm
învățăm istoria adevărată. Îmi amintesc acum de cineva care spunea că poate învăța mai multă istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu decât din manual și din școală. Da, numai că și acolo bineînțeles, era o istorie, subiectivismele specifice. Sigur, și o istorie oarecum falsificată. Și să ne gândim la un mare film românesc, Actorul și Sălbaticii, în care inclusiv mișcarea legionară este prezentată doar dintr-un punct de vedere și eronat. Și se subînțelege acolo că actorul pe care îl joacă Ion Besoiu este Nae Ionescu, se subînțelege, dar tușele sunt îngroșate și este un punct de vedere comunist. Și ce se întâmplă cu aceste filme și cu aceste și cu această istorie chiar învățată la școală pe vremea aceea, deformează percepția, și sunt în momentul în care copil fiind, tânăr fiind, înveți ceva, foarte greu schimbi. Gândiți-vă, fac un plan paralel. În momentul în care începi să înveți o limbă străină, trebuie să o înveți cu cineva care are un accent foarte bun. Dacă o înveți cu unul care știe limba, dar accentul lui este prost, sau este accentul nativ, nu-ți vei schimba accentul apoi, pentru că ce ai învățat întâi este baza. De asemenea, pot să mai fac o paralelă și un exemplu. Am o prietenă, o foarte importantă profesoară de franceză româncă, profesor emerit în Statele Unite, tot la Universitatea din Washington DC, la School of Foreign Service. Ea predă cultură franceză, literatură franceză, dar este româncă și o mare româncă cu un suflet românesc, dar mult mai în vârstă decât mine. De ce spun asta? Pentru că a apucat o școală, a apucat liceul cu 10 clase, a apucat școala rusificată total și școala în care arghezii era ostracizat, ca să zic așa, Arghezi era acel poet despre care scrisese Atoma poezia putrefacției și putrefacția poeziei. Și în momentul în care, deci Arghezi nu era un poet mare, din contră, Arghezi scria numai lucruri scabroase și ca atare nu este un poet. Beniuc era mare poet, Atoma era mare poet și alții și alții de care, bine că n-ați auzit, că nici n-aveați de ce. Și în momentul în care eu am întâlnit-o pe această doamnă profesoară, care e româncă în continuare, și am vorbit de Arghezi, ea a avut o reacție de respingere, să n-aude Arghezi. Deci are acum 80 și ceva de ani și a rămas la acea mentalitate. Scuzabil pe de-o parte că a învățat atunci, scuzabil pe de-altă parte că trăiește de peste 50 de ani, trăiește în Statele Unite și deci ea n-a mai apucat deloc școală românească. Și atunci mă întorc la istorie. Iată cât de important este ce avem în manuale, doamna profesor. Absolut. Mă întorc la istorie, că în momentul în care am învățat deformat, dacă noi am învățat deformat că frații noștri de la răsărit ne-au eliberat și cât de importanți au fost ei și cum au, eu știu, burghezo moșierimea, subt sângele poporului și dau aceste citate din ce am învățat noi, oribile, și încercau să ne spele pe creier. Dacă generația mea a avut părinți și profesori școliți înainte de venirea rușilor, sovieticilor, generația de mai târziu, a copiilor noștri, dacă noi nu i-am învățat pe ei o istorie care nu se învață la școală, citez din ceea ce se spune la televiziune, din păcate, de ce nu se învață, nu știu, atunci ei au o privire eronată, mai citesc în continuare sau nu mai citesc, că n-au, poate au alte profesii, poate n-au interes, poate n-au curiozitate, poate,
n-au timp, lucrează, au copii de crescut, au de câștigat bani. Pentru... Domnule profesor, cu regret o să vă spun că mai avem 5 minute și aș vrea să vorbim un pic despre Republica Moldova, despre Chișinău. Exact, pentru că ne-am lungit cu cealaltă, dar iată, prin Oleg Serebrian am trecut la Republica Moldova, care am început prin a spune că este o Basarabia numită. De ce? Pentru că la început a fost titorită de regii mușatini, de domnitorii mușatini, basarabi, de basarabi și apoi mușatinii, care au domnit în Moldova și care în 1918, în 1812 a fost anexată Rusiei, să nu uităm acest lucru, țara Moldovei, anexată în 1812, după care în 1918 ei, sfatul țării, au vrut să se unească cu țara, în unanimitate au votat în sfatul țării, în parlamentul lor, unirea cu România. Din 1918 până în 44-45 a aparținut României. Și atunci s-a dezvoltat extraordinar, atunci limba română a fost în continuare limba oficială, atunci s-au înființat facultăți. Mi-amintesc că Nichifor Crainic făcea o navetă între București și Chișinău ca să predea la Facultatea de Teologie din Chișinău și mulți, tatăl lui Vintilă Horia a fost acolo ca inginer agronom și iată, Vintilă Horia născut în Oltenia, fratele lui născut în Moldova și după aceea a fost parte a Uniunii Sovietice, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Mi-amintesc că nu aveam voie să... trenul nu oprea sau dacă oprea la Chișinău nu se deschideau ușile ca să nu luăm legătura cu ai noștri. Din fericire, acum Republica Moldova este cu limbă de predare română, cu limbă oficială română, universitatea este în limba română, sunt și universități particulare, Universitatea Liberă din Moldova, din Basarabia. Am aici un volum intitulat Basarabia Literară, cu o serie întreagă de scriitori care sunt mulți și în vârstă și tineri care continuă, sigur, să scrie românește și scriu românește și dacă mai am un minut l-aș pomeni în primul rând pe Grigore Vieru, cel care povestea la un moment dat că citea Eminescu sub bancă și că n-avea voie și el i-a închinat lui Eminescu mai multe poezii și s-a deschis tot așa aproape la întâmplare un legământ lui Mihai Eminescu. Știu cândva la miez de noapte ori la răsărit de soare, stinge-mi sor ochii mie tot deasupra cărții sale cu majusculă. Deci ca un domn, ca un Dumnezeu. Un Dumnezeu a fost pentru ei. Chiar atunci când învățau literatură română, ei învățau numai literatură moldovenească și numai scriitorii născuți în Moldova. Nu auziseră de Bacovia, nu auziseră de Blaga, nu aveau voie. Slavă Domnului, acum cel care a fost președintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi, este academician român. Slavă Domnului, sunt atât de mulți scriitori și mai am aici o scriitoare și o profesoară foarte importantă, Maria Șlachtischi, care prin soț are acest nume, dar este româncă și care e și ea o poetă redutabilă. Și mulți, îmi pare rău că timpul nu permite să-i amintesc pe mai mulți și să citim versuri ale poeților români din Basarabia și încă o dată editura Cartier, care este în Republica Moldova, o editură românească, cum editura Libertatea din Voivodina este editură românească.
Doamna profesor, vă mulțumim că ne-ați rememorat la unii, pentru alții informațiile au fost cu totul și cu totul noi. Eu mi-aș dori ca cei care ne-au privit astăzi măcar să dea un search pe Google. Da, sau să caute în librării. Și să afle mai multe lucruri sau să caute în librăriile acelea puține pe care le mai avem, din păcate, sau pe internet în librăriile online. Pe internet, librăria online este sfântă, mai ales în vremurile acestea de pandemie. Vă mulțumesc încă o dată. Cu drag. Toate cele bune vă dorim. La revedere.